Bună ziua, suntem gata? Da, bună ziua tuturor celor care ne ascultă. Vă mulțumim mult că v-ați conectat la această conferință de presă. Mă numesc Radu Marian, sunt deputat PAS, președintele Comisiei Economie, Buget și Finanță și împreună cu colega mea, deputata Marina Morozova, vom prezenta un proiect de lege prin care vrem să aducem mai multă ordine în domeniul agenților imobiliari. Este un proiect de lege la care vom lucra împreună cu Ministerul Dezvoltării Economice și Digitalizării. În ultimii ani vedem cu toții o creștere majoră a prețurilor la apartamente și la imobiliare și acest lucru generează, cauzează neliniște și îngrijorare în societate, în special în rândul tinerilor care vor să aibă și ei un imobil, un apartament al lor. Și vreau să vă spunem că noi vă auzim și înțelegem aceste îngrijorări și depunem eforturi ca să găsim soluții. Soluțiile la problema prețurilor mari la imobile nu sunt deloc simple. Nu există o baghetă magică, o singură decizie care ar duce prețurile în jos și ar face ca imobilele să fie mai accesibile. Dar, în primul rând, noi trebuie să încurajăm mai multe construcții ca să crească oferta de imobiliare și la această soluție, în acest sens, se lucrează. În al doilea rând, trebuie să venim cu mai multe programe de creștere a accesibilității a imobiliarilor și apartamentelor, cum ar fi programul Prima Casă 2, care a fost anunțat recent de prim-ministru și care urmează a fi aprobat în curând. Și, în ultimul rând, trebuie să avem mai multă ordine pe piața agenților imobiliari și anume pe acest aspect ne vom concentra prin acest proiect de lege pe care îl vom anunța astăzi. Ceea ce vreau să spun eu pentru început este că cumpărarea sau închirierea unui imobil evident reprezintă o decizie extrem de importantă în viața oricui și acest proces trebuie să aibă loc în siguranță și omul trebuie să simte că nu este mințit sau jecmănit. Noi, în ultima perioadă, și eu și colega mea, doamna Morozova, am primit foarte multe adresări de la cetățeni care se plâng pe activitatea unor agenți imobiliari. În primul rând, se plâng pe comisioanele exagerate. Chiar recent am văzut o postare pe rețele sociale în care o persoană se plânge cum un imobil este vândut cu un preț pe un site de anunțuri și tot același imobil este vândut de un agent imobiliar pe o rețea socială cu un preț de câteva zeci de mii de euro mai scump și acest exemplu de comportament este unul inacceptabil și coțesc. Nu avem o statistică exactă a câte astfel de cazuri sunt, dar am primit suficiente adresări care să ne pună în gardă. De asemenea, noi am fost sesizați referitor la lipsa de transparență a unor agenți imobiliari, întrucât condițiile contractuale nu sunt stipulate nicăieri, fără detalii despre comision, despre starea clădirii sau a apartamentului. La fel am fost sesizați de cazuri în care agenții imobiliari operează cu falsuri, cum spuneam, cu privire la starea apartamentului sau gradului de finisare a blocului de locuit și multe alte exemple de probleme pe care ne le-au fost sesizate. Deci scopul acestui proiect este să facem ordine în domeniul agenților imobiliari, astfel ca oamenii atunci când fac aceste tranzacții imobiliare să aibă toată informația la îndemână referitor la condițiile apartamentului, la condițiile blocului, la comision, la prețul tranzacției, astfel încât să poată compara mai ușor prețul în raport cu alte oferte din aceeași zonă și să poată vedea dacă agentul imobiliar este unul de încredere sau nu. Și noi credem că mai multă ordine și transparență va duce la mai multă concurență loială în acest sector. O să o las pe doamna Marina Morozova să se prezinte cele mai importante prevedere ale acestui proiect de lege. Mersi. Stimați cetățeni, fiecare din noi, la o etapă sau alta, a vieții procurăm un apartament sau o casă. Acest proces este foarte important pentru fiecare familie din țara noastră. De aceea, este necesar să fie unul corect și să implice oameni profesioniști. Conform datelor statistice, doar în Chișinău, în medie, pe an, se vând 20.000 de apartamente și case. Iar 60% din aceste tranzacții se fac cu ajutorul unor
agenți imobiliari. Volumul investițiilor doar în apartamente noi, în Chișinău, în 2023, este de 490 de milioane de euro. Domeniul imobiliar, deci, este o ramură foarte importantă în economia țării, iar cetățenii noștri, care muncesc o viață pentru a-și procura o casă, trebuie să primească servicii de calitate când își procură acea casă. Pe de altă parte, agenții imobiliari care prestează servicii de intermediere trebuie să acționeze la un grad ridicat de profesionalism, iar fiecare tranzacție trebuie să fie transparentă și declarată. Reglementarea activității agenților imobiliari este o necesitate și este justificată de obiective de interes public. Legea va urmări protecția consumatorilor, încurajarea agenților imobiliari onești, asigurarea corectitudinii tranzacțiilor imobiliare, acreditarea agenților, dar și combaterea fraudelor și prevenirea cazurilor de evaziune fiscală. Acest lucru este susținut și de profesioniștii din domeniu, cu care am avut foarte multe întâlniri, discuții aici în Parlament și ei au venit cu multe propuneri. Deci, urmărim adoptarea unei legi foarte clare care să definească cerințele, drepturile și responsabilitățile agentului imobiliar. Un prim aspect al legii ține de procedura de autorizare a agenților imobiliari. Aceștia vor trebui să urmeze un curs de pregătire profesională în vederea dobândirii calității de agent imobiliar profesionist. 2. Agentul imobiliar va obține un certificat sau o autorizație de prestare a serviciilor de intermediere imobiliară în baza căruia va putea activa. Venim totodată cu inițiativa de a crea registru electronic de stat al agenților imobiliari, în care vor fi înregistrați toți agenții imobiliari profesioniști. Astfel, fiecare cetățean va putea verifica dacă persoana care îi oferă servicii de intermediere este autorizată sau nu. Totodată, persoanele care nu vor fi înregistrate în registru nu vor putea activa în calitate de agent imobiliar. Al patrulea aspect constă în obligația agentului imobiliar de a presta servicii exclusiv în baza unui contract cu clientul încheiat în formă scrisă. Acordul verbal care se mai întâlnește astăzi nu poate oferi cetățenilor servicii de calitate și protecție. Totodată, acest contract verbal nu poate oferi protecție nici agentului imobiliar. Deci, contractul va trebui să include obligatoriu elemente ca natura serviciilor prestate de agentul imobiliar, onorarii, comisioane, drepturile și obligațiile părților, dacă este sau nu permisă subcontractarea serviciilor de intermediere și condițiile în care contractul poate fi reziliat. O parte importantă este fiscalizarea serviciilor agenților imobiliari și aici vorbim despre obligativitatea agentului imobiliar de a furniza bon de plată pentru toate plățile pe care le percepe de la clienții săi în conformitate cu contractul încheiat. Totodată, propunem a fi creat registru electronic al tranzacțiilor imobiliare. Astfel, fiecare tranzacție imobiliară care se va înfăptui cu ajutorul unui agent imobiliar urmează să fie inclusă în acest registru. Iar fiecare agent va fi obligat să introducă în cabinetul lui personal fiscal informații referitor la adresa bunului imobil, numărul cadastral, prețul imobilului, dar și
suprafața și valoarea comisionului. Planificăm ca acest registru al tranzacțiilor să fie disponibil public într-o anumită formă pentru a crește transparența acestor tranzacții și fiecare cetățean cumpărător să fie informat despre toate datele din acest registru. Și, în ultimul rând, vom prevede măsuri de atragere la răspundere pentru încălcări, sancționare, suspendare și încetare a calității de agent imobiliar. Dragi cetățeni, propunerile prezentate vin să creeze un cadru legal pentru reglementarea drepturilor și obligațiilor profesionale ale agenților imobiliari, fiscalizarea adecvată și protecția cetățenilor. Există foarte multe țări în care s-a reglementat acest tip de activitate și aici ne referim la Norvegia, care a fost reglementată în 1931, în Danemarca în 1966, iar țările ca Belgia, Irlanda, Spania, Franța, Croația și multe altele sunt țări care au reglementat activitatea agenților imobiliari și consideră că această reglementare este justificată pentru a preveni nereguli pe piața imobiliară și a proteja clientul, cetățeanul. În Parlamentul României, la fel, se discută despre un astfel de proiect. Noi ne dorim să ridicăm standardele în piața imobiliară și vom lucra împreună cu Guvernul pentru a definitiva acest proiect. Mulțumesc! Da, mersi mult. Pe final, ce vreau să menționez este că în scurt timp vom publica varianta de lucru, draft, a proiectului de lege, care urmează apoi să treacă prin procedura clasică de consultare și avizare a Guvernului și ulterior să vină la Parlament spre consultare și aprobare. La fel vom reveni pe parcurs cu mai multe măsuri pe care planificăm să le luăm pentru ca imobiliarele să devină accesibile pentru, mai accesibile pentru cetățeni. Vă mulțumesc mult și vă urăm o zi frumoasă!